Salut! Eu sunt Mihai, sunt front-end developer la Apticals și o să vă vorbesc despre ritm vertical în CSS. Mi se pare că treaba asta e destul de importantă și că nu s-a discutat deloc. Acum să schimb slide-ul. Ok. Dar o să încerc să acopăr mai multe chestii astăzi, puțin istoric, ce e un baseline grid, de ce e important, cum obținem asta pe web, cum ne ajută și să trag niște concluzii. Bun, de ce m-am uitat la treaba asta? Am început cu o întrebare, gen, cum aduci, țină ordine în haosul din CSS, gen, cum selectezi mărimile diverselor elemente din... HTML. Mă rog, mai greu lucru să lucrez cu un designer. M-am întrebat de ce e un număr mai potrivit ca altul. Teoretic, spre exemplu, de la 0 la 100 de pixele, 100 de opțiuni, ce face un număr mai calificat ca altul? De ce alege 49 și nu 51 de pixele? Pare o întrebare trivială și poate te întreb ce ar putea să facă un număr mai calificat ca altul. Dar, câteodată, unele numere au sau le este dată o importanță mai mare decât altora. Deci avem exemple din arhitectură, fotografie și matematică. Și, mă rog, ca să fim preciși, nu neapărat numerele contează, ci relația dintre ele. Bun. Așa am descoperit gridurile orizontale. Mi s-a părut un super time-saver, dar că rezolvă doar partea cu aranjarea pe orizontală. În parte, spațiul în unități predefinite și gata. M-am gândit că trebuie să fie ceva și pe organizarea verticală și am căutat vertical grid. Și ce am găsit e prezentarea un rezumat la ce am găsit. Practic, ce e un baseline? Este linia imaginară care literele stau în print, de obicei. Și, practic, un grid orizontal creează armonie, restricționând layout-ul la un set predefinit de unități. Gridul vertical consolidează ideea de structură, oferindu-mi niște măsuri coerente, previzibile. Gridurile nu sunt nimic nou, iar originea lor este plasată undeva în anii 1200. În secolul 20, niște designeri și tipografi au studiat principiile, mă rog, se numesc Principles of Canonical Book Construction sau ceva de genul, care țin de aranjarea unei pagini în print. Și cum determinăm baseline-ul? Practic, creăm o serie de linii orizontale care, mă rog, se află la o distanță egală, mă rog, liniile consecutive se află la o distanță egală unele de celelalte. Și spațiul dintre două linii se numește leading. Echivalentul web al leading-ului este proprietatea line height, dar a fost adoptată cumva pe jumătate. Practic, textul e de obicei aliniat, fapt, mereu aliniat vertical între două linii de baseline. Mă rog, sunt mai multe detalii tehnice, dar nu o să intru în ele. De ce contează treaba asta? Aparent, poate să aibă un impact asupra citibilității unui text. Dacă există cuvântul, dar mă rog. Eu sunt destul de sceptic, așa că vă las pe voi să decideți. Și mai important, creează familiaritate prin repetiție. Practic, face lucrurile să pară că au ce căuta împreună, că cineva s-a gândit la detaliile astea. Avem un exemplu acolo. Practic, creează o relație formală între elemente și pornind de la un număr, le determin pe cealaltă ca multiplu de primul număr. Elimină, dacă vrei să fie OCD, elimină complet ideea de randomness din compoziție. Aparent, 90% din informația de pe web este written language, deci textul e destul de important. Bun, pe web, leading-ul e determinat de proprietatea line height, așa cum am zis. Să luăm un exemplu, setăm baseline-ul la 24 de pixel și apoi avem un heading și un paragraf și setăm proprietățile ca multiplu de baseline. Și, ta-da, practic, pe un exemplu simplu, așa s-ar prezenta lucrurile. La stânga avem setat heading-ul și paragrafele ochiometric, iar în dreapta ne folosim de baseline ca să setăm spațiile dintre text. Na, dacă vedeți voi vreo diferență, spuneți.
Dar mie mi se pare că e mai ordonat, dar din nou cred că e subiectiv. Pare destul de simplu, dar devine mai complicat pe măsură ce adaugi diferite tipuri de conținut. Imagini, care vrem să fie responsive și fluid in size, când dai resize, în fine. Chestia asta crapă dacă nu folosești o librărie de JS. Și acum avem un exemplu, mă rog, mai precis în SAS, cum se poate obține chestia asta, ca textul să stea, practic, pe linii, dacă reușesc să ies din buzgărină. There we go. Mersi. Da, aveam niște comentarii, dar nu o să dă textul. Da, avem un... Bun, avem un baseline value care sparge dintre două linii consecutive, setat la o valoare. Avem o funcție care transformă pixel în rem. Avem o funcție care primește un multiplier și returnează, mă rog, teoretic ce vrea chestia asta să facă, dacă vrei spații între elemente, spațiul să fie un multiplu de baseline. That's the whole point. Și avem un mic sim pentru font size care primește o mărime de font în pixel și un line height multiplier, gen câte linii, la câte linii baseline să setezi line height-ul. Folosești un line height offset ca să, mă rog, deci pentru că textul stă între două linii baseline, dacă vrei să stea pe baseline, trebuie să-l mulți un pic în jos, practic, da. Și, mă rog, un transform, încerc să faci să stea pe baseline. Ideea e că nu funcționează perfect, dar când funcționează, arată destul de ok, nu știu, dar nu funcționează chiar perfect. Bine, paragraful stă, heading-urile nu, în fine, sunt tehnici mai OCD dacă vrei să mergi până acolo. Dacă mai vreau să mai folosesc transformul, cum o fac? Poți? Dacă mai vreau să folosesc transformul pe div-ul ăla care ține textul. Mai pui alt tip. De ce e un div? Din nou, tehnica nu e perfectă. De ce e mai o să răspund la întrebări la sfârșit. Cum ne ajută treaba asta? Ok, n-am ajuns la sfârșit. Da. Și acum întrebări. Da. Ei, nu prea e. După cum vezi. Adică mă zic că e listă. Dacă era concluzia într-un paragraf... Tot timp? Dacă era concluzia într-un paragraf, avea de listă. Poate să aibă și listă, dar nu... Mă rog. Deci tu ne-ai aranjat. Da, concluziile că... Am o întrebare. Am o întrebare. De fapt, două, așa. Două. De ce a trebuit să faci lecția despre asta? Întrebarea este mai mare? Nu văd. Orice da? Da. Așa. 2-1, 2-1. Nu mă trebuia să mai faci lecția asta despre tipografii și chestii. Trebuia să spui direct că îți determin grid-ul în funcție de corpul de liter. Asta este fix bază. Adică corpul de liter este... Este fix ce ai încercat să prezinți aici. Du-te și tu mai așa să nu mă vezi, nu mă vezi de fapt. Așa, gata. Acum te duci la fel. Ok, deci prima a fost chestia asta. Este pur fix corp de literă. Tot ce ai zis tu acolo este funcție de corp de literă. Și doi. Da. Avem imagine, ia de aia cu omul vitruvian number.
Apoi voi face o prezentare cu trei... Trei nu stai. După introducere. Așa, deci da. Primul de jos, architecture. Nu mai faieri oamenii. Clara nu e deloc Fibonacci numbers. Este fix calculele date de Le Corbusier la începutul secolului 20. Spune că este Le Corbusier, nu Fibonacci numbers. Sunt niște numele din seria de Fibonacci. Aia este așa, fix aia acolo, înălțimea șezutului, înălțimea șezutului, înălțimea parapetului, se înălță omul. Ca să se înțeleagă. Asta e, asta era întrebarea. Tipografie. Nu poți să zici tipografia și lecții. Bază. Trebuie să știi bază. Corp de literă. Corp de literă. Mă scuzați, alte întrebări? Da. Da. Sunt niște titluri făcute în sas de niște oameni mult mai talentați cu experiență și le-am la surse, la sfârșit. Poți să le vezi acolo. Funcționează câteodată, câteodată nu, mă rog. Na, adaugă la mentenanță, dar... Da, e un problem meu unealtă și poți să alegi să folosești sau să nu. Poți să mai O să ajungă toate, depinde de fiecare. O să ajungă. Dacă nu mai sunt alte întrebări, mulțumim, Mihai. Mulțumim.